La mai bine de 30 de ani de la Revoluție, Sandu Damian, directorul filialei Vaslui a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, reușește să obțină finanțare pentru un proiect cu beneficii multiple în agricultura județului și nu numai. Vorbim aici de aproximativ 11 milioane de euro, bani cu care au fost reabilitate până în prezent peste 90% din ceea ce înseamnă sisteme și canale de irigații pe Valea Prutului și acumularea Mânzești. Ajuns cu proiectul aproape la final, Sandu Damian nu se oprește aici și obține alte 30 de milioane de lei, finanțare pentru continuarea lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii de irigații din Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România. Bună ziua, domnule director! Țin să vă felicit pentru că după mai bine de 30 de ani de la Revoluție, reușiți să obțineți finanțare și să duceți aproape de final un proiect mai puțin întâlnit în țară. Și anume, reușiți să faceți, să readuceți la viață irigațiile în județul Vaslui. Cum s-a întâmplat? Bună ziua! În primul rând, vă urez bine ați venit în cadrul, un bun venit în cadrul filialei noastre și în mijlocul colegilor din cadrul filialei teritoriale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Fiind la început de an, v-aș ura un an, să aveți un an deosebit cu realizări și prin intermediul dumneavoastră aș vrea să transmit fermierilor din județul Vaslui să aibă un an plin de realizări, satisfacții și să-și obțină acele producții scontate pe care la care tind și, în primul rând, le doresc multă sănătate, că de multe ori e mai bună decât toate. Ca să intrăm un pic în istoric, în ceea ce privește acest obiectiv de investiții, reabilitarea infrastructurii principale de irigații în județul Vaslui, este un proiect demarat încă din anul 2017, în care am întocmit, împreună cu colegii mei, o notă conceptuală privind reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Lubița Fălciu, în care am propus să fie reabilitate un număr de 4 stații de repompare și un număr de 38,21 km canale de irigație. După susținerea în cadrul Comisiei Tehnico-Economice a Centralei ANIV, această notă conceptuală am susținut-o la Minister și în baza căruia am obținut un aviz al Ministerului de Agricultură și Dezvoltării Rurale, ceea ce a permis contractarea unui serviciu specializat privind proiectarea soluții, proiectarea și stabilirea unui soluții privind reabilitarea infrastructurii principale de irigații în cadrul amenajării Lubița Fălciu. Cum vă spuneam, este un proiect de o complexitate deosebită, având în vedere faptul că el vizează reabilitarea a 4 stații de pompare care au caracter reversibil atâta timp cât au funcționare și pe partea de desecare, cât și pe partea de irigații și nu în ultimul rând se continuă cu reabilitarea 38,221 de kilometri de canale de irigații și a unui număr de 15 construcții hidrotehnice. Valoarea totală, după finalizarea procedurii de achiziție desfășurate de către unitate centrală, este de circa 11 milioane de euro și la data la care discutăm s-a realizat un procent de circa 90,8% din acest proiect. Practic, la data curentă sunt finalizate în mare parte toate lucrările din stațiile de pompare și aici aș viza acele lucrări care prevăd reabilitarea aducțiunilor, reabilitarea agregatelor de pompare, a echipamentului hidrodinamic și a conductelor de refulare aferente, de asemenea reabilitarea instalațiilor electrice și a instalațiilor de amorsare din stații. Pe parte de canale de irigații, din cei 38,221 de kilometri, s-a reabilitat 31,7 kilometri de canal până la data curentă și sistemele, ordinul de sistare emis în decembrie 2021, la data de 7, practica prin care am dispus sistarea lucrărilor aferente acestui obiectiv de investiții datorită condițiilor prienice nefavorabile, respectiv temperaturilor scăzute și a precipitațiilor care nu au permis accesul în amplasament. Să înțelegem, domnule director, că anul acesta întregul proiect va ajunge la final.
Sigur, noi avem încă din finele anului 2021, prin planul de investiții pe care l-am propus unității centrale, finalizarea tuturor lucrărilor și asigurarea sursei financiare pentru finalizarea lucrărilor în acest obiectiv de investiții. Estimăm un termen de finalizare de circa 2 luni de zile, dar de la data la care condițiile meteo vor permite intrarea în amplasament și dacă ținem cont că 15 martie este termenul limită la care practic vom putea să executăm lucrările, estimăm că 2 luni de zile de la data reluării lucrărilor vom finaliza această investiție. Practic, investiția vizează reabilitarea infrastructurii principale pe o suprafață de 10.075 de hectare, în care își desfășoară activitatea sau sunt constituite un număr de 5 organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din cadrul amenajării Albița Fălciu. Domnule director, instalațiile de irigație acum funcționează pe Valea Prutului, le putem vedea în timpul verii. Cum au primit fermierii? Mai ales că au fost perioade de secetă, au fost perioade în care pământul și agricultura avea nevoie de apă. Sigur, aplicarea udărilor este o condiție mai mult decât necesară în ceea ce privește obținerea unor producții sigure și stabile. Dacă luăm an de referință anul 2020, când practic s-a instalat seceta pedologică, iar condițiile pedoclimatice au fost cele oarecum similare cu seceta din anul 1947, putem spune că practic irigațiile reprezintă o verigă tehnologică foarte importantă, fără de care nu avem asigurat succesul unor producții stabile și sigure pe suprafața de teren. Indiferent de tehnologia aplicată de către fermieri, în condițiile în care nu sunt aplicate udările, producțiile sunt compromise și nu de altfel este și acel dipton că fără apă nu există viață. Vreau să vă întreb, din suprafața totală agricolă a județului, care ajunge undeva la aproape 291.000 de hectare, în condițiile ideale în care toate stațiile de pompare din județul Vaslui ar funcționa, cât la sută din această suprafață ar putea fi irigată? Cam câte hectare? La nivelul județului Vaslui sunt executate și se află în administrarea filialei teritoriale de mulțiri funciare amenajări pentru irigații care se ridică la o suprafață totală de 29.926 de hectare. Dar din acestea, doar circa 19.830 de hectare sunt de utilitate publică. Ce înseamnă aceasta? Că aceste amenajări sunt funcționale și că aceste amenajări pot asigura apă pentru beneficiarii și respectiv fermierii din suprafețele corespunzătoare. Practic, mare parte din aceste amenajări nu funcționează încă din anul 1990 și motivul principal ar fi, pe de o parte, lipsa sau neasigurarea unei surse de apă constante și, doi, lipsa de interes din partea unor fermieri privind folosirea acestui potențial care se numește amenajarea irigației. Știm că aveți și vești bune pentru cei care folosesc irigațiile și anume că și anul acesta vor primi subvenții în ceea ce privește plata energiei electrice. Da, pot să vă anunț în premieră și noi am, la nivelul filialei, am demarat acțiunea de contractare a contractelor privind asigurarea unui nivel optim al apei de irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare. Contracte multianuale ce se încheie pentru o perioadă de 5 ani de zile și la data curentă noi avem contractate un număr de 13.828 de hectare în cele două amenajări, respectiv în amenajarea Albița Fălciu și amenajarea de irigații Mângești, și aceste contracte prevăd asigurarea cu gratuitate practic a apei la punctele de livrare, respectiv stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare din cadrul amenajării. Toate cheltuielile care sunt aferente preluării, pompării apei și transportului pe canale de irigații sunt asigurate de către Agenția Națională de Mulțiri Funciare și suportate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Domnule director, ne-ați vorbit de ceea ce ați făcut în anii din urmă. Haideți să ne vorbiți acum și despre planurile de viitor. În primul rând, dacă discutăm de partea de investiții, ne-am propus la nivelul filialei să continuăm programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România cu două obiective de investiții, respectiv reabilitarea stației SRP1, Vetrișoaia, a canalului de aducțiune CA4 și a canalului de distribuție CD2 și CD3 din amenajarea Albița Fălciu, un obiectiv care vizează practic reabilitarea infrastructurii principale de irigații care va deservi o suprafață de 1983 de hectare. Valoarea totală a acestui obiectiv de investiții este estimată la 24.580.000 de lei cu TVA și la data la care discutăm am revizuit indicatorii tehnico-economici, mai precis i-am actualizat la prețurile actuale și vom iniția procedura de licitație a lucrărilor, evident, de către unitate centrală prin serviciu specializat. Un al doilea obiectiv de investiții este propus de către filială pentru acest an, este reabilitarea infrastructurii principale în cadrul amenajării irigației Mânjești, ce va viza reabilitarea unei stații de pompare și a unei lungimi de 1980 metri conductă refulare, ceea ce va asigura condiții optime de livrare a apei la organizația utilizatorilor de apă Mânjești. Valoarea acestui obiectiv de investiții se ridică la 6.580.000 de lei și cu TVA și la această dată, la fel, actualizăm indicatorii tehnico-economici aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Dacă discutăm pe parte de reparații, ne-am propus ca în anul 2022 să continuăm lucrările care vizează repararea conductelor de refulare, desecare, ale stațiilor de pompare de desecare din amenajarea Albița Fălciu și care au fost afectate de viitura din anul 2020 și aceste lucrări practic constau în repararea conductelor de refulare care trec prin corpul digului Prut și refacerea bazinelor de reflare de secare. Lucrările au început încă din septembrie 2021, sunt în prezent realizate în proporție de 51% și sperăm că odată cu asigurarea unor condiții favorabile de lucru să reluăm în mod rapid lucrările și să ducem la capăt aceste lucrări foarte importante care vor asigura practic continuitatea liniei de apărare și funcționarea în siguranță a stațiilor de pompare de desecare din amenajarea Albița Fălciu și nu vom mai avea probleme în ceea ce privește eliminarea accesului de apă din această amenajare. Ajuns la conducerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, filiala Vaslui, din 2018, Sandu Damian dă dovadă de profesionalism și reușește să atragă în județul Vaslui investiții de zeci de milioane de lei. Realizările acestuia trebuiesc, în schimb, sprijinite și înțelese de beneficiarii sistemelor de irigație, în speță fermierii vasluieni.